Bună ziua, prietenii mei. Pe YouTube acum? Tu pe YouTube acum ai arăt? Ce faceți la aceea? Mă cerc cu lumina. Când am dat eu drumul vlogul, a venit și tata cu vlogul lui. Faceți mama lui, eu mai cu tata. Da. Prieteni, astăzi am gătit. Eu fac ouă pentru mămăliga mea. Bagă ouă peste mămăliga. Am făcut tocană de rânză. Ia uitați. Și cine mănâncă, Bobi? Și fac o mămăligă și peste mămăligă pun ouă. Eu sunt la regim astăzi. Cine să duce să-mi ia și nouă brânză? Și aș vrea și o bucățică de brânză. Și vedeți cum am făcut și ce am făcut și cum am tăiat rânza pe contul meu de TikTok. Nu știu dacă e voie să spun aici, nu pe YouTube. Nu mai spune numele la acea chestie, că nu mai e voie. Căutați acolo doar lumina de la Strihaia și vedeți mai mult. Pune aici ulei cu sarsă oala. Nu, lasă cu sarsă. Pentru că mai nou fac și daily vloguri, să știți. O omor pe Silvia, până la urmă. Să vezi și tu. Bă. Uite așa. Dar ea trebuie. Mă duc contrazice ea pe mine, toată. Că lumina e soră sau auzi? Nu e soră lumina. Iar Silvia? Ea face mâncare de aia inventată. Cine? Moșu. Inventată? Aia. Cum face ea? Cu cartea Moșu. Aaa. No. Nu, vine cu să vezi. Dar nu mă ligă și ce ar trebui să faci. Vine cu a. Bucăți așa de cartea Moșu. De cartea Moșu. Tocan de rânză. M-am săturat de rânză. Nu-i bine. Pa. Cât de-ai cunoscut? Cami. Cami. Zice de nu toată ziua, mamă. Zice Cami, Cami, Cami. De-aia zice, mamă. Țigări. Da. Săraca mama. Mai e mult. Săraca mama sfugite toată ziua. Și dacă nu înjură mama pe ăla care vorbește de ea? Da. Nu mai cămea. Hai, nu mai știi și tu din ăștia. Nu știi tu, mă, glumele. Mă, dar pune tigaia ta aici. Hai, da, ia și mie. Să pui ouă așa peste mămăligă. Ia. Pune mie aici, mămăligă, că vreau să fac ceva. Ce vrei să faci? Experimentul? E, să fac și ceva aici. Ia. Ce avem aici? Mi-a zis și ce? Cum o să vedem? Rânză. De care? Napoleon. Țigănească? Rânză românească. Românească sau țigănească? Românească. Să bagi ouă. Vezi că mă las de capul tău. Dar nu? Ia-o pe Silvia de pe capul meu. Auzi că nu contrazice capul meu. Așa. Mă contrazice ea pe mine aici. Nu ce să faci. Am ce să-ți fac. Răsup pe nașul tău. Cine? Nașul tău. Cărui? Mai tăci și-l fac. Dă-te de aici. Stai mă să pun zare cu ouă. Nu. În bucătărie trebuie să improvizezi. Știați? Doamnelor. Da. Dar doamnele, bine. Îmi cauți. Acum. Face mănânc, că mi-e foame. Păi, face mănânc. În bucătărie, cea mai bună bucătărie se improvizează. Uh-huh. Din puțin face mult. Exact. Vezi? Oh. De mai tare. Astea rămân la fiert pentru mama. Păi și ce mă, că-mi doar alea? Hai bine, mai pun. Doamne! Păi crezi și ta cum că mă duc. Păi și mama ce mai fierte? Două. Și mai fiertem două. Sunt amărât, vai de viestea mea, ce să
după ce termin cu mâncarea, ce fac? E fain afară, e frumos, e soare. Hai să punem asta. Hai. Eu fac aici treaba mea și fac treaba ta. Prăjești pe ouăle, poți să-l pun aici, așa, nu te fac pune. Hai, bine. Roșii sau verzi? Nu contește. Ai pus prea multe. Serios? Lumina? Ce? Auzi, Bobiță, că intră și eu cu stomacul la concert. Îl băgăm la dietă. Da. Vrei, mă? Vrea, copilul meu. Uite cu ce bag eu, copilul meu, unde bag stomacul lui astăzi, în vacanță. Pune-o peste. Hai că mănâncă, copil, da frumos. Ah, Fanta, dă-i un pahar de Fanta. Păi e porcine, hai, ia. Dar să elimini sucurile, bine? Nici voi să nu mai cumpărați sucuri. Eu nu mai beau suc de o săptămână. Eu beau. De ce nu mai bei nici tu? Eu nu mai beau suc. Păi de ce? Eu beau numai apă. La alarmă de la mașină. Ia uzi, bravo. Pentru nevoile mele. Ce ai uit? Păi ouăle acolo. Știi ce i-am zis? Am întrebat și eu de Leo, i-am zis să-i dea Dumnezeu putere, sănătate. Păi eu ai întrebat. Da, să vină acasă și să-i spună lui Leo că vrea Mec să se împace cu Leo. Să-i spună că-l iubesc pe Leo, da? Îi spui. Mai dă ouă, mă dă-ne, vână. Dai cu farul în jos. Ia. Ia, ce pe aici? Mamă, dacă avem un pic de cașcaval sau brânzică, brânză. Ia. Ei, de ce nu aveți? Păi da, eu nu mai avem. Dar uite, mă văd și eu aici. Ia, stai. Lumina filmește. Aici mă văd și eu. Ia. Îți dau eu. Dăm o țărăuntură. Ține-o mână. Nu, să-mi dau pe păr. Păi pe păr, ține-o mână. Cum dădeau țiganii de mult, prieteni. Mi-a povestit bunica mea, țiganii de mult dădeau cu untură pe păr. Și noi ce dădeam? Făceau cozile cu untură, prieteni, așa dădea. Uite, așa dădea cu cozi, unde purtau cu bănuți, cu untură în cap și făceau păduchi. Și ce băga? De unde se facă, mă, păduchi? Păi, de ce dădeați dacă cu untură? Dacă băga gaz în untură, gaz cum era făceau? Păi, ăla era genul țigan. Ia uite ce am făcut eu aici. Păi, dar de ce dădeați? Ăla era genul țigan. Păi, dădeați că... Și tocana. Și haideți că mi-a revenit pe canalul meu. Prieteni, gata, am terminat mâncarea, am și mâncat, am și băut, cum se spune. Am mâncat și Nanu și l-am dus acasă, că n-a vrut să mai stea, pentru că astăzi este ziua lui Albinuța. Și a vrut să plece. De fapt, ne-am dus să-și ia telefonul de acasă și n-a vrut să mai întoarce înapoi. Am făcut curățenie aici, după ce am lupit cu fetele astea două, cu Silvia, cu Modă. Ați văzut, am tăiat astăzi o rânză, când am zis ce să gătesc. Și am gătit tocană de rânză. Cum mănâncă țiganii toată ziua rânză. Unde să pun și aici? Mi-am făcut o cafea. Să mai beau și cafea asta. Ultima cafea. Că mai târziu nu mai beau. Așa și... Prieteni, astăzi e ziua lui Albinuța. Albinuța noastră frumoasă. Și spun și eu la mulți ani.
Să-i dea Dumnezeu multă sănătate, fericire, împliniri și multe realizări în viață cu Albinuța. E fetița noastră frumoasă și cu minte. Cum v-am spus, Albinuța a crescut acolo cu copiii mei și țin foarte, foarte mult la ea. La Albinuța. Albinuța e fetița mea care n-am avut-o și cum îi spun eu, Nihan, de România, de Strehaia. Că seamănă foarte mult cu, știți dumneavoastră, serialul cu Nihan. Și mai târziu este ziua ei. Știți bine că nu. Eu nu mă duc, dar îi doresc multă sănătate, fericire și tot ce își dorește alături de cei dragi. Uf, uf, ce să mai zicem, prieteni? Am pe dincolo bunica mea, Flutura, Florin. E și bunica mea, Stella, aici astăzi la noi a venit în vizită. Și v-am zis, Leonardo vine și stă ca pe ghimbi. A stat aici, l-am ținut, am mâncat. Și ne-am dus cu idee să luăm telefonul lui de acasă și n-a vrut să mai întoarcă. E așa un pic agitat. Se joacă toată ziua la Xbox-ul ăla care i-am cumpărat și nu știu cum să fac să nu se mai joace. De asta nici nu mai vine aici ca să stea acasă. Să vă spun sincer. Alexuț, în schimb, e foarte calm. El n-are treabă. Alexuț, frumos. Da. După ce termin vlogul și îmi beau cafeaua, am să merg să duc, să trag cu ele alea unde am pus-o păturile alea două. Să le trag în spate în foișor, că stau prea aici, stau și e la vedere. Și cam atâta pentru astăzi. Ia uitat ce usă are mama. Mi-a cumpărat tata. Vedeți, usă frumoasă are. Și eu am o usă, doamne, doamne. Mai e un pic și cad bucăți din ea. Prieteni, cam atât a fost cu vlogul ăsta, nu știu câte minute am. Vă mulțumesc pentru tot și nu uitați, prieteni, să vă abonați la canalul meu în continuare. Mă refer la oamenii care nu s-au abonat, abonați-vă. Dați și dumneavoastră acolo un like, un share, cum se zice. Și vă mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră frumoase. Și vă doresc o sâmbătă plăcută, prieteni. Vă pup! Pa, pa!